Salutare prieteni, astăzi ne-am ocupat de un Samsung, modelul este B1245AV. Mașina a spălat, s-a oprit, a terminat programul, sursul a făcut tot ce trebuia și la finalul programului deci a terminat, a făcut tot ce trebuit și a doua zi dimineața mașina a fost plină de apă. Am verificat electrovalva, scăpa câte un picur, tot așa puțin scăpa până când se umplea mașina. Am înlocuit electrovalva, am înlocuit filtrul de jos, l-am și curățat. Am curățat în caseta de detergent ca să vină apă, să vină apă cum trebuie, pentru că venea posibil să vină și să ți venit și apă în partea de Lenor și atunci a luat Lenor automat. Acum să-i facem câteva probe, așteptăm să se alimenteze cu apă până la final, să înceapă să învârtă stânga-dreapta, apoi vom evacua apa. Așa, punem pauză, selectăm programul Spin and Drain 9 minute. Așteptăm să învârtă o dată și apoi o vom opri. Cum spuneam, Samsung 6 kg pe 1245AV. Modele foarte reușite față de Samsungurile care sunt acum pe piață.